Mergea și Tanța de la Ghigiu, da, cum mergea și toată lumea, că nu am tras eu pentru toată lumea. Ia ta, nu? Vrei să vezi că nu mai mergi pe Loganul? Vrei să vezi că nu mai mergi pe Loganul? Ei bine, dar cu pontajele. S-a pierdut decizia până în calculator, orice îmi spune, cretin. Păi da, aberații, spuneți da, dumneavoastră. Tu, paznicul fabricii, vă bag acum, vă bagă și de-aia, vrei ce dracu, unde te mai bag? Unde te mai pune? Nu ați respectat ordinea de deplasare. De la, tot, da, tot. De la Boldești până la Bucov, nu Boldești, Ploiești. Mă, dracu, mă merg cu ce vreau, unde vreau, nu-mi faci tu program. Nu, de ce îmi spune? O să-și ceară scuze că vine târziu? Îmi spune mie cum să fac naveta. Ai pus monopol pe el, nu îl dai un gigel să mă duc acasă, nu? Ai, mă! O dată să mai ți-l ceară. Uite-te cu ăla, bine. Bine. Milă, dar până când dată la dracului milă să-mi fie? Câtă milă să am? Că milă mi-e de tine, dar și că milă mi se-mi pe sufletul. N-am ajuns să-mi zică un nei ca nimeni să-mi facă mie program, rute. Nemernicilor, că ai dus fabrica asta, ai terminat-o. Asta a dus-o dumneavoastră. Aia te-ai eu. Iau mâna în timp. Am dus-o eu. Ai de capul tău. Când am venit eu, era da, altfel. Când ai venit tu, acum era... Acum e mult mai bine. Da, era mult mai... Tu cu tactul. Da. Da, voi, voi că, erați, că sunteți din anii 60 acolo. Sunteți da, pe de... vremea lui... Oh. Vechea conducere și toate cele. De ce nu mai e ce a fost? O vremea lui tăi camion se făcea și antifon și se făcea o grămadă. Și cauciucuri de reșapate și covorașe. Cum a plecat el, s-a dus drag. Care e el? Păi nu știu care e el. Tactu? Nu te mă... Voi ați dus-o de rupă, nu? Tactu era pus la încărcat irmă. Da, da, a plecat, da, da. Că încărca tirul cu lința. Extraordinar. Exact, asta întreabă-l. Degeaba ții. Întreabă-l, păi să te punem și pe tine la pază. Ei, poate dacă nu vreau. Păi da, ieri îmi spuneați că au alt contract, oamenii, alți oameni. Fiecare e cu contractul lui. Acum, da? Ca să aveți acea bonificație, trebuie să faceți pentru acea bonificație. Nu te dracu cu creierii tăi cu tot. Lasă-mă, dracu. Fiecare zi zic o dată, dar îi spun domn director, nu o să mai ajung să se aruce la 10 la serviciu în final. Stau toți muncitorii după el, nu mai stă numai eu și toată lumea. Asta e. Dar dacă zice directorul bine, bravo, să-i spun și lui că e traficul și eu fac naveta până la Ploiești, până unde vreau eu, să-i spun. Ce rușine, măgarule! Așa era și tactul ca tine. Așa ați fost amândoi, de-aia nu știu nu de mai... ce vă păstrează domnul director, pentru că faceți umbră firmei, faceți scandal. Da? Ei, uite, nu știu, îl întreb tu pe domn director de ce mă... Și vă rog să vă liniștiți. Da? Ai să... Hai să pui, cu dracu să mă liniștesc dacă stau 2 ore la gară să te aștept pe tine? Da, puteți să-l luați pe jos cu bicicleta, cum da? O lua și Tanța, cum venea și Lili și vine și Lili, că cum ar fi să mă duc până la o grătine acum ca să o aduc pe ea? V-am zis că nu se aprobă tot. Măi, du-te, dracu, că n-am așteptat să mă iei tu, eu mă iei din gară.
nu mai vin după drum, mâine că vă iau, că veniți la